Ionuț Badea este conștient de faptul că va avea dificultăți în a-și impune stilul. Timpul este principalul adversar al noului antrenor al formației gălățene. Este prea târziu și că am venit acum, până la urmă. Adică timpul este poate cel mai mare inamic în momentul de față. Și nu mă refer aici neapărat la implementarea ideilor pe care le am vis-a-vis de echipă, de fotbal, sistem de joc folosit și așa mai departe. Nu, e vorba de capacitatea jucătorilor de a înțelege, de bagajul tactic al fiecăruia și de cât va trebui să asimileze de la staff ceea ce trebuie să fie asimilat. Badea și-ar dori să aibă pe parcursul reușit de Dorinel Munteanu după prima plecare a lui Petre Grigoraș. De obicei însă câștigă echipa mai bună. Mai sunt și excepții datorită forței grupului. La noi în România s-a văzut că nu avem un campionat extrem de echilibrat valoric și atunci firește că echipele mari, alea 3-4 din față 5, pot avea și sincope, dar nu tot timpul. Pe mine mă interesează ca obiectiv imediat oțelul să formeze o echipă care să joace un fotbal consistent și apoi ca și consecință va veni și rezultatul și eventuale vârfuri de formă gen jucători tineri care pot îmbrățișa tricoul național, de ce nu? Badea încearcă să implementeze stilul său încă din turneul din Anglia pentru ca jucătorii de la Oțelul să poată demonstra ce au învățat în campionatul care va debuta pe 20 iulie.